Festivitățile de deschidere a școlii au început la școala George Poboran cu un moment deosebit pentru cei 700 de elevi, dar și pentru cadrele didactice. A fost inaugurat monumentul dedicat patronului spiritual al școlii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cauza pandemiei, acest moment a fost amânat, iar conducerea unității a decis ca prima zi de școală să fie dedicată istoricului slătinean. De altfel, întregul an școlar la George Poboran va fi dedicat acestuia. Momentul nu a fost ales întâmplător. De fapt, am vrut să îl dezvelim, să inaugurăm statuia atunci când am împlinit 25 de ani de existență. Însă condițiile pandemice nu ne-au permis. A durat și ceva mai mult construirea sa, dar am vrut să-l inaugurăm astăzi, în prima zi a unui nou an școlar, întrucât vorbim despre un fost mare dascăl și istoric al orașului nostru. Și vrem să dedicăm memoriei sale întreg anul școlar, acest al 27-lea an al existenței noastre. Deși George Poboran a avut o activitate ce a marcat istoria orașului său natal, Slatina, puțin sunt cei ce o cunosc. Întrucât nu este, din păcate, o personalitate foarte cunoscută în orașul nostru, numele său este amintit doar de această școală și de o stradă din oraș, vrem ca toți concetățenii noștri să cunoască mult mai bine cine a fost George Poboran și ce a însemnat el pentru orașul acesta. Institutor, revizor școlar, director al vestitei școli primare numărul 1 de băieți Ionașcu, animator al vieții culturale, autor a numeroase articole de metodică și morală cetățenească și a unei istorii a orașului, George Poboran s-a născut la 5 iulie 1868 într-o familie de meseriași slătineni. Acesta rămâne în istoria orașului său natal grație unei lucrări extrem de valoroase, Istoria orașului Slatina, o monografie extrem de bine documentată a Slatinei, ce rămâne și astăzi la peste un secol de la publicare, principala sursă de informare a celor care doresc să afle date despre trecutul orașului, despre oamenii și despre îndeletnicirile celor care s-au născut și au trăit în reședința județului Olt.